Bună dimineața, suntem la Crăciun, mă bucur să vă revăd. În preajma sărbătorilor, din cauza neatenției, din grabă sau pentru că suntem un pic mai stresați decât de obicei, s-a constatat că numărul accidentelor casnice este mai mare. Curățenia generală pe care urmează să o facem cu toții înainte de Paște poate fi prilej de multe neplăceri. Mutarea canapelei, ridicarea unor obiecte grele sau mișcările repezite ne pot aduce un disconfort de care nu avem nevoie. Aflăm imediat cum ne descurcăm fără efort inutil și fără accidente. Adevărul că mulți dintre noi ne gândim că accidentele apar atunci când facem sport și atât. Din păcate, sunt multe accidentări care se întâmplă în casă, iar riscurile de a avea o accidentare cresc atunci când nu adoptăm poziții corecte. Această poziție este una incorrectă, deoarece poate afecta coloana lombară. Oprește-te și mărește, te rog, capătul aspiratorului. Acum, vei sta dreaptă, vei depărta puțin picioarele, un picior în față, unul în spate și începe din nou. Îndoaie puțin genunchii atunci când vrei să mergi cu aspiratorul mai în față și așa vei proteja și genunchii și coloana lombară. Aceeași regulă se aplică și atunci când vrem să dăm cu mopul, iar în plus ar trebui să purtăm și o pereche de papuci antiderapanți, astfel încât să nu riscăm să alunecăm. La fel apar durerile când încercăm să ștergem sau să obținem obiecte de la înălțime, încercăm să stăm pe vârful, întindem mâna foarte mult și atunci pot apărea dureri la nivelul coloanei, dar și la nivelul umărului. Urcăm cât de sus posibil, astfel încât să nu ridicăm prea mult mâna, cred că mai poți urca o treaptă. Și în acest fel evităm accidentările. Specialiștii atenționează că ar trebui să fim atenți și atunci când urmează să ridicăm obiecte care cântăresc mai mult de 5 kg. Atunci când le ridicăm, s-ar putea să se audă o trăsnitură însoțită cu durere sau ulterior, după ce repetăm acest lucru de multe ori, apar dureri cronice, nu neapărat acute, adică un accidental nu întotdeauna se întâmplă atunci pe moment și apare durerea, poate să apară ulterior la câteva zile după un efort fizic. Însă, nu riscăm să ne punem sănătatea în pericol dacă executăm o ridicare corectă. Arată-mi cum ridici această cutie. Este total greșit. Pentru a ridica corect această cutie, astfel încât să nu lezăm coloana lombară, trebuie să îndoim genunchii, ne lăsăm ușor, apucăm obiectul și apoi ne ridicăm din genunchi. Păstrăm coloana dreaptă pe tot parcursul ridicării. Perfect! De asemenea, mare atenție atunci când vă propuneți să mutați o piesă grea de mobilier. Atunci când vrem să mutăm obiectele grele din locuință, este greșit să tragem de acestea. Te rog să te oprești, te muți în spatele scaunului și începi să-l împingi. Această acțiune este mai ușoară și protejează coloana. În cazul unei locuințe care are mai mult de 3 camere, curățenia ar trebui să fie împărțită în mai multe etape. Unde avem aproximativ 5-6 geamuri de șters, nu putem să facem acest lucru dintr-o dată, fiindcă supra-solicităm articulația umărului, făcând o mișcare repetată de mai multe ori, fără să fie articulația respectivă pregătită pentru așa ceva. Iar, pentru un plus de siguranță, specialiștii recomandă și o scurtă încălzire înainte. În cazul unei accidentări, este important să opriți imediat activitatea. Așteptăm jumătate de oră și vedem dacă încă mai avem dureri în zona respectivă. De cele mai multe ori, dacă accidentarea este una ușoară, se tratează prin repaus, antiinflamator sau kinetoterapie și fizioterapie. Însă dacă este accidentarea de la înălțimea, căzut de pe scaun sau de la o scară, riscăm să avem luxații sau entorse sau chiar și fracturi. Și atunci trebuie să apelăm la serviciu de urgență. Accidentările pot apărea chiar și atunci când facem o activitate aparent relaxantă, tunderea gazonului. De exemplu, dacă un bărbat vrea să tundă iarbă în curte, el dacă nu adoptă o poziție corectă sau nu împinge în ritmul normal fără să forțeze, poate să provoace dureri la nivelul coloanei, dar și la nivelul umerelui.